Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Vin cu câteva noutăți la iepuraș. Am mai adus ceva iepuraș. Haideți întâi cu prezentările, ca de fiecare dată. Aici o așteptăm pe iepurai ca pitică să fete. Aici avem iepuroiul. Mi-a făcut o gaură acolo, a rupt rapița, dar văd că... Au, și aici... Da, dar văd că nu intră unii la alții. Își respectă teritoriile. Aici... E proiecta galbenă. Trebuie s-o tund iarăși, că văd că și-a făcut șumoaice la sub bărbie la mâncare. Aici e proieca albă. E puroiul alb. Iepuraica pitica albă care mi-a fătat. În cuibă că n-a mai rămas nimic. Mi-a fătat doar doi puiuți morți. Nu știu, la o vreme de rateuri multe. Nu știu ce e cu ea. Jos venim cu noutățile. Aici am avut o pereche de iepuri pitici din acea iepuraică bălzată pe gri și mi-am adus înapoi iepuroiul galben tigrat. Pe care îl voi opri. O să-i opresc pe amândoi. Dar lui să văd în ce o să-l țin, că el nu o să stea aici. L-am pus aici momentan, fiindcă le-am băgat înapoi pe amândouă pe domnișoarele. Iepurașii sunt pereche. Ochii albaștri. Acolo e iepuraica bălțată pe maro. La ea nu mai am, eu o să intru. O vedeți deci. De fapt, dacă toți suntem la ei, haideți și la... Uitați, e proaica. Uitați gălăgioasă. Hai, afară! A, fa, r. Hai. A, să vă mai dau niște iarbă să mâncați. Ce lucernă de asta uscată.
O să ies afară. Sau poate că... Dragii mei, acesta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Scurt, am vrut să vă arăt cei trei muschetari, să le zic așa. Perechea de cap de leu bălțat pe albastru și pruiul galben tigrat. Bă! Autul s-a întins. Până data viitoare, toate cele bune!